Stați un pic să ne pupăm, ia, ia. Bă, tată, ia, ia mă în brață, ia mă, ia. Ia mă, că o să mă omori cu somnul. Nu mă, ia. Aplaudați-l, vedeți ce patriot e românul ăsta, bă, tată. Bă, cu tricolorul la gât își dorește numai fete mari. Fete mari, fiți atenți aici. Măsurile ideale la o femeie sunt 90, 60, 90. La un bărbat știți care sunt? Vă spun eu. 90, atenție, 20, 42. Adică 90 de ani, 20 de milioane de euro, 42 temperatură. Bă, cine face o colivă mai bună decât românca? Hai să vă spun, pentru că suntem la țară, dumneavoastră știți ce a zis soacra mea când m-a văzut prima dată. N-a zis nimic, vreo 15 ore a stat în comă. Și când s-a trezit, i-a zis lui bărbat, bine mă, te-am crescut ca pe o floare să te însori cu capra asta, dracu, cu păruie din cap. Am o soacră extraordinar, să-i dea Dumnezeu sănătate, pompierii pe casă și salvarea la ușă. De când s-a făcut vinul, stă soacră m-a numai cu furtunul în gură. A venit moartea s-o ia și când a văzut cât era de beată, i-a căzut coasa din mână. Măi, fraților, ați văzut la țară când eram noi mici, aveau rușine fetele astea, nu mai au rușine, mamă. Țâțe pe afară, date în buze, aude. Își fac niște buze ca de iapă, de nu pot nici să bea apă. Zice că așa e lumea modernă, au o țâță cât o pernă. Și acum, maestre, hai să facem și noi pentru toți prietenii de la țară, uța, uța cu căruța, tare și... Vreau să vă toate mâinile sus! Atenție! Când erau vremuri mai bune, știa lumea de rușine. Dar azi a nebunit lumea și s-a dus naibii rușinea. De la țoape până la doamne, cu sau fără milioane, își-au pe umăr gentuța, prin oraș fac hâța, hâța. Uța, uța cu căruța, toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să nu o faci la vedere. Uța, uța cu căruța, toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să nu o faci la vedere. Atenție! Atenție la jenică! Mai sunt fete pe la țară, băieții sunt cu sticluța și ele cu hâța, hâța. Așa-s fetele la sat, se duc vara la săpat. Și-n loc să dea cu săpuța, ele ar face hâța, hâța. Uța, uța cu căruța, toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să nu o faci la vedere. Uța, uța cu căruța, toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să nu o faci la vedere. Vă iubesc, oameni buni! Stai aici lângă mine! Atenție, vină cu camera pe el! Nu te mai zbănguie, rămâi pe loc! Nu contează câți ani ai, când ai căruță cu cai, chiar dacă-i goală punguța, bine că merge căruța. Când în piept inima bate, de dragoste tot îți arde. Cât te mai duce căruța, hai să facem hâța, hâța.
uța, uța cu căruța. Toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să n-o faci la vedere. Uța, uța cu căruța. Toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să n-o faci la vedere. Uța, uța cu căruța. Toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să n-o faci la vedere. Uța, uța cu căruța. Toată lumea s-ar da uța. Uța, uța e o plăcere, dar să n-o faci la vedere. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Băi, 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 rămâneți pe loc, bărbații, dați-vă mai în spate încolo. Vorbesc acum cu doamnele, pentru că am văzut că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți un pic supraponderali. Vreau să vă spun cea mai bună cură de slăbire. Atenție, ați văzut la televizor toate rețetele pământului, vă spun eu, cea mai bună cură de slăbire este doar un plasture. Doamne, vă luați un plasture și îl puneți pe gură și slăbiți instantaneu. Vreau să vă spun că, atenție, am vorbit aici cu trei bărbați de la Măgurele, acolo la cort, la cortul de prim ajutor. Ia uitați-vă, dânsul are părul prea bogat ca să stau de vorbă cu dânsul. Domnul cu pălărie e născut prea de mult. Și poate să intre în filmul acum cu 100 de ani. Vă rog să mă filmați mai înaltă, mai slabă, țâțe mari, fundul mic. Așa. Trei bărbați stăteau de vorbă. Primul zice, băi, i-am luat o nevastă mea, pentru că femeie deosebită de ziua ei, o mașină periculoasă. Atunci când pune piciorul în ea, în 30 de secunde ajunge la 100. Ce ai luat, mă? O mașină americană, bă, tot e trecut de aici. Al doilea zice, eu luat nevastă mea, pentru că mă iubește, pentru că mă respectă, pentru că am fost primul în săptămâna aia când am luat-o. I-am luat o mașină extraordinară. În 15 secunde ajunge la 100. Ce ai luat, mă? O mașină italienească. De-aia făcută manual. Și unul de la Măgurele de agenție. Băi! Eu luat nevastă mea pentru că mi-a făcut copii și pentru că e deosebită. I-am luat o mașină, cum a pus amândouă picioarele, într-o secundă ajunge la 120. Ce ai luat, mă? Un cântar. Și pentru că am vorbit despre cura de slăbire, haideți cu șenica. Dar vreau să vă rog ceva, din tot sufletul meu, pentru că vă iubesc foarte tare, pentru că de asta am coborât aici, să mă vedeți de aproape, n-am nicio reparație capitală, sunt născută în 82, dar să știți că sunt mult mai tânără decât copiii ăștia care îmi fac poze. Vreau să vă invit aici să jucăm împreună cura de slăbire. Dacă nu vreți acum, mai am o parodie și acolo, chiar că dacă nu vă ridicați, vă iau în mână pe fiecare și vă urc acolo pe topogan. Maestri, muzica! Jucați cu jenica, mai lăsați pe pica
să face mișcare, veselie mare. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Trei și... Mă iubesc din tot sufletul meu! Și aici! 1, 2, 3! Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. 1, 2, 3 și... Încă o dată, 1, 2, 3 și... Nota 10! Am și eu o cunoștință, e slabă pe bune. Mănâncă cu ușurință, nimic nu se pune. Un carton de prăjituri, 3 kg de frișcă. Când se pune pe cântar, acul nu se mișcă. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Jucați cu jenica, mai lăsați păpica să face mișcare, veselie mare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, rămâneți pe loc! Rămâneți pe loc pentru că vreau să vă rog ceva. Să-mi acordați câteva secunde care sunt numai ale mele. Dacă ar fi să îngenunchez de 2 ori pe zi, aș face o prima dată. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mă îmbrac singură. Și a doua oară aș face-o în fața dumneavoastră. Și am să vă spun și de ce. Dacă timp de 25 de ani nu mă ascultați la radio, nu vă uitați la televizor, nu cumpărați casetele, eu nu aveam ce să caut aici. Datorită fiecăruia dintre dumneavoastră, eu duc o viață mai bună decât alții. Dați-mi voie să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Vă mulțumesc frumos! Și pentru că să rămână. Sănătate, să mai poți să mai faci la cinci. Să rămână. Mulțumesc frumos. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Și să știți că fiecare dintre dumneavoastră înseamnă bucuria mea și a fiecărui artist. Să nu-i lăsați să stea cu nasul pe sus, le dați câte o palmă după ureche. Da? Vă mulțumesc frumos. Și pentru că sunteți ai mei, nu mă lăsați să plec. Nu, veniți aici. Vreau să jucați cu mine o bobârlica. Haideți cu jenica, da? Haideți aici. Haideți aici cu mine, vă rog frumos. Haideți cu mine, vă rog. Cu mine, cu mine, cu mine. Haideți cu mine. Haideți cu mine aici. Hai, maestre, dă-i drumul cu jenii. Haideți, o horă frumoasă. O horă mare. O horă mare. Voi bune, doamnelor și domnilor, de aici, la Măgurele, Prahova! Ori mai fi, da, ori mai fi mândre, nebune, dar niciuna, dar niciuna nu-i ca mine. Ori mai fi, da, ori mai fi mândre, nebune, dar niciuna, dar niciuna nu. Cu pietricele și pe dedesubt numai dantele. Și mi-e drag să dorm noaptea cu ele. Vreau să vă mai lăsați!
surpriză. Îmi place să mănânc shawarma cu tot ce este mai bun în ea. Și apoi să mă întind pe canapea. Jur că-mi plac și fructele de mare, dar și macaroane când mi-e foame. Lasă pap că vreau să mă fac mare. Și-a cumpărat, și-a cumpărat ceas cu cuc. Are mândra, are mândra un băzâc. Și-a cumpărat, și-a cumpărat ceas cu cuc. Cucul mă trezește când vreau eu și numai el știe că mereu toată noaptea unul la plimbare, că doar nu mai sunt eu fată mare. Să mă bage mama la culcare. Este final de piesă, vreau să văd toate mâinile sus! Și acolo! Frumoasă ești, frumoasă ești, vai de mine. De aș da, de aș da cu mine-n tine. Frumoasă ești, frumoasă ești, vai de mine. De aș da, de aș da cu mine-n tine. Când mă dau eu lume cu parfum, leșină și câinii de pe drum. Cum o să leșin și eu acum? Să mă prindă cineva în brațe și să-i stau lume pe cap o viață. Să-l curăț de bani și de mătreață. Aplauze, Jenii Nicolau, la zilele comunei Măgurele. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Să fiți sănătoși și fericiți. Doamne ajută, la mulți ani. Mulțumim, Jenica. O bobârnică adevărat.